Salutare, dragilor! Noi suntem din nou în căsuța din Cătun, pentru că noi nu ne mai săturăm de locul ăsta. Și astăzi am avut și musafiri foarte speciali, o turmă mare de oi chiar în zona noastră, în curtea vecinului, unde a fost iarba foarte mare și au fost oile aici, au ras tot din curte, au curățat tot în afară de urzici. Da, păi mult scandal ai aici. Am mutat și totodată, nu te fă atâta gălăgie. Ce ai găsit? Victor! Ne-am pus și am udat un pic grădina și aici avem o mare problemă cu apa. Pentru că nu avem izvor, nu avem fântână, trebuie să găsim soluții. Sunt două rezervoare de colectare a apei pluviale chiar lângă casă și mai este o fântână care tot așa colectează apa pluvială, dar ce se infiltrează în sol? Îi adâncă de câțiva metri și atunci când plouă se colectează apa acolo, dar nu curge de pe casă sau ceva, ci pur și simplu din sol se prelinge, se scurge, se adună în fântâna respectivă. Din fântâna respectivă ducem apa printr-o țeavă de plastic sau prin furtun în acel rezervor de acolo și din rezervorul respectiv ne udăm noi toată grădina în afară de cartofi. A venit și CTC-ul. Ce CTC? Bunica ta sau cum mi se mai spune, doamna Angela. Aici, aici. Mie nu spune CTC-ul, da? Dar ce să spun? Control tehnic al calității, Angie. No, serios? Da, nu ești tu cu CTC-ul. Eu cred că nu știu. Dar la roșii nu ți-o spun. Păi, ba da, dar nu la fasole. Nu a apucat încă, că nu mai era ai postat. Țucă de tata. Nu, aveam orice fasole. Zice că da. Mai trebuie încă pateța de două ori. Thank you.
Duce cu... Stai filmarea, duce-te și stinge muzica. Trebuie să se audă păsărelele. No, don't care.